Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să mergem la bunici, pentru că vreau să vă arăt cățelul pe care l-am acolo. O minunăție de cățel. L-am adus de când eram mic, de la niște prieteni de familie. Și vreau să vă arăt și vouă ce tare se bucură când mă vede. Să ne urcăm în mașină. Pe care să alegem, asta sau asta? O luăm pe asta, pentru că asta este cam joasă și drumul este cam rău pe acolo. Așa că mergem cu Volkswagen-ul. M-am îmbrăcat așa un pic mai urât ca să mă pot juca cu cățelul, că o să vedeți ce o să mă murdărească. De numai, hai să mergem. I-am luat și niște boabe să mănânce. Trebuie să-i ducem ceva că mergem la el, nu? Trebuie să-i ducem ceva. Bine, el nu este cățel mic, e câine mare, a crescut între timp. Nu mai e cățel. E dita mai câinele. Hai. Gata. Pregătiți de plecare. Mergem să vedem câinele. Să vedem cum se bucură când ne întâlnim cu el. Să știți că câinele nu te uită niciodată, chiar dacă îl vizitezi mai rar. Așa de tare se bucură, dar o să vedeți voi imediat. Am oprit un pic aici ca să vă arăt un peisaj fain. Băi, e super aici, stai. Să-mi dau jos centura. Vedem, vine mașina, nu vine? Hai să vă arăt un super peisaj. Ia priviți-l. Ar merge niște poze ca lume aici, a? Trebuie să mai venim să facem o ședință aici. Foarte tare. Ce ziceți? Super peisaj. Cu drumul așa. Antâia, hai să mergem. Tragem două poze așa, doar la peisaj. Și asta e. Hai să plecăm. Sunt oameni buni, am parcat mașina aici pentru că aici se lucrează. Vedeți, acolo se asfaltează, acolo se asfaltează și nu pot să mă duc cu mașina pe acolo, trebuie să merg pentru că e strâmt și cred că sunt oamenii care lucrează acolo. Îl aștept pe bună, mi-o să vină pe drum să-mi zică dacă e cineva pe acolo lucrează sau mă pot băga cu mașina. Cred că vine și excavatorul. Sau e o mașină. Hai să vedem. Na, excavatorul s-a dus încolo, deci cred că o să lăsăm mașina aici pentru că nu cred că ne putem băga. Și aia e. Da, am ajuns, oameni buni. Mergem la cățel să vi-l arăt. Perex, așa îl cheamă. Desfacem pe aici. E legat pentru că e cam răuț. Dar o să-i dăm noi drumul mai târziu. Uite, mai avem un cățel aici mic. Ce faci, bă, băiatul? Ce faci, băiatul mic? Mergem la băiatul mare. Ia uite găinile pe aici. Ce faci, bă, băiatul meu, mă? Ce faci, băiatul meu? Uitați-vă la el. Uitați-vă la el că se agită. Ce faci, băiatul? Dă-o bubiță la cameră. Dă-o bubiță la cameră. Ce-i băiatul mic? Ce faci, băiatul mic? Ia uitați-vă la el. Uitați-vă la el, săracu. Ia, fiți atenți. Ia. Stai, mă, că... Stai că îți dărâm asta. Da? Îți dau drumul mai târziu, dar acum e prea cald. Dă-o bubiță. Salut, abonații. Hai, salut, abonații. Salut! Zici și tu salut! Vă place cățelul, așa că e fain. Uite, mânc eu pe tine. Îl văd odată la o lună sau două. Ce mă ține minte. Și e așa de bucuros când mă vede. Zi-mă. Ce colț are aici. Ce colț are, băiatul. Ce colț are, băiatul. Uitați-vă cât e de cu minte, să vedeți cum stă când îl dezleg. Cine e acolo, băiatul? Ce ai văzut, băiatul? Ce? Jesse, ceva Jesse? Nu ești tu Jesse, mă. Știe lumea cine e Jesse dacă s-a uitat pe YouTube. Eu, uitați-vă la el cum dă lăbuța. Să dau drumul la băiatul. Băiatul vrea să-i dau drumul.
că e legat aici. Tu ești cam răuț, am auzit că. Ai rost pe acolo gardul, uite, ca să ieși. De ce? Hai, salut abonații. Salut, fă salut, așa, fă salut. Salut abonați. Salut abonații, vă. Așa, bravo, salută-i. Na, ce ziceți? Așa că e fain, mă, că l-am adus eu când era el o țără micuț. O țără micuț era. Și-am avut grijă de el. Și-am venit și l-am vizitat. Tot timpul. Zi. Lasă că-ți dau drumul. Îi dau drumul mai târziu să vedeți cum aleargă vă aici. Numai cum e prea cald. E mor de cald. Dă o pupiță la abonați. Dă-le o pupiță. Că nu mai am unde să ies cu tine, că începe să plouă, uite-te și tu. Te-aș fi alergat o țără. Azi că ți-am dat drumul pe aici prin curte. Din păcate nu mai putem ieși cu câinele niciunde, pentru că s-a schimbat vremea. Nu mai este soare. Și începe să plouă, cred. Să vedem cum va fi între timp. Ia uitați ce noris. Până una alta ne vom urca în cireși să culegem niște cireșe. Dacă tot nu am mai mers cu cățelul să-l mai plimbăm un pic pe câmp, pentru că vine ploaia, hai să vă arăt ceva super, super frumos. Ce fac, mă? Ia, uite la ei. Uite-te la ei cum stau. Puișorii de rață. Ce fac, mă? Uite-te la ei. Salută și tu, abonații. Zi. Ceau, ceau. Na, oameni buni, ce ziceți? Fain la țară, așa-i? Bă, să știți că mie îmi place foarte mult și de fiecare dată când am ocazia să vin acasă, o zi cel puțin vin la bunici, pentru că îmi place să ies din bloc, nu mai îmi place să stau tot în casă, vreau să ies, e fain la curte, ai și alt aer, e altceva. Cam asta a fost vlogul de astăzi. L-am arătat puțin pe cățelul meu, din păcate n-am mai putut să ieșim cu el, să ne plimbăm, să-l vedeți cum aleargă, dar poate data viitoare, când mai venim pe aici și sper să avem vreme bună. Deja începe să picure, e clar că vine ploaia, n-avem unde să mai ieșim cu câinele așa, pentru că o să plouă, o să fie urât și asta este. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să dați un like, să dați și un subscribe, iar noi, bineînțeles, ne vedem în următorul vlog. Ciao!